Salut tuturor! Astăzi revin cu un nou clip din seria Makeup Collection și de data aceasta toate rujurile, glossurile și creioanele de buze. Nu vor fi într-o anumită ordine pentru că le scot pe toate dintr-o cutiuță, dar trebuie să trecem la treabă pentru că am foarte multe produse de prezentat. Primul produs, Benetint Lip Balm de la Benefit, un balsam de buze care îți colorează buzele ușor într-un roz roșu. L-am și acum pe buze, este foarte bun, foarte hidratant, îmi place să-l port iarna și îmi place că totuși îmi dă puțină culoare buzelor. Apoi am balsamul de buze de la EOS, acesta roz. Nu știu unde se mai găsește, se găsea în magazinul GNC din Afi Palace Cotroceni, dar nu am mai adus deloc, așa că nu pot să vă zic de unde ați putea să-l cumpărați. Este un balsam de buze oarecare, aș spune eu, nu este cu nimic deosebit, sincer. Rujul de la Maybelline în nuanța 132 Sweet Pink, un roz pal foarte drăguț cu foarte puțin sclipici, natural, dar totuși ai ceva pe buze. Un fel de balsam de buze colorat de la Maybelline și este în nuanța 030 Pink Lollipop, sunt acelea Pop Sticks. Poate de la Maybelline nuanța 912 Electric Orange, un ruj orange. Rujul meu preferat de la Rimmel Airy Fairy în nuanța 070, din păcate nu se mai găsește și caut și caut și caut ceva asemănător. Un ruj de la Dior este un roz un pic mai închis, roz mauviu, nu știu nuanța, din păcate l-am primit de la mama. Nu, l-am furat, nu l-am primit, l-am furat. Maybelline Color Whisper, mi-am adus aminte cum se numește, nuanța 530, Huori Trader. Un ruj de la Sephora, un roz baby pink natural, în nuanța G02. Nu știu colecția, n-am cum să vă zic, din păcate rujurile de la Sephora nu au o colecție anume, văd doar că scrie pe Lip Attitude Glamour, atât. Un alt ruj foarte drag mie este acesta de la Chanel și este primul meu produs de make-up scump și este nuanța 06 Egerie, l-am primit cadou de ziua mea și îmi place foarte, foarte mult. Încă un ruj de la Sephora este nuanța R04 și văd că aici din gama Sephora ruj. Un lip gloss de la Too Faced este în nuanța, are o nuanță? Aoleu, nu are nuanță. Dar este, a, ba da, este lip bronzerul lor și este nuanța Sun Bunny. Lip glossul cu vanilie de la Yves Rocher, transparent, simplu, dar miroase foarte frumos. Un ruj roșu de la Miss Porty în nuanța 58. Încă un ruj de la Sephora, de data aceasta este un roz un pic mai mauviu și este în nuanța G07 din colecția Lip Attitude Glamour. Tot de la Sephora, din gama Sephora Rouge, nuanța R06, nuanța 02 din gama Kate Moss de la Rimmel, nuanța 01 tot din gama Kate Moss și este rujul roșu, să zicem, preferat al meu pentru că îmi face dinții foarte albi. Încă un ruj roșu, de data aceasta de la Lush, și este în nuanța Decisive. Un ruj de la Benefit în nuanța Lady's Choice, nuanța 03 din gama Kate Moss, un ruj nude. Asemănător cu Airy Fairy, dar este puțin mai beige. Încă un mini ruj de la Benefit în nuanța No Competition. Un lip gloss de la Victoria's Secret și este în nuanța Honeydew. Maybelline nuanța 250 Mystic Mauve. Desigur, unul dintre rujurile mele preferate de la Maybelline, 620 Pink Brown. Încă un ruj roșu de data aceasta de la Rimmel din gama Kate Moss și este în nuanța 10. Un ruj nude absolut superb de la L'Oreal și este în nuanța J.Lo's Nude. Un roz destul de aprins de la Rimmel, nu știu ce gamă este, este nuanța 020 Shake Up Pink. Din aceeași gamă, nuanța 210 Pink Fame. Un gloss roz simplu cu sclipici de la Sephora, din păcate nuanța nu mai este pe tub. Un mini gloss de la Benefit în nuanța I'm With The Band. Un gloss din gama Superstay de la Maybelline în nuanța 190 Forever Berry. Și din aceeași gamă, nuanța 410 Forever Coral. Rujul Syrup de la MAC, glossul Mood Swing de la Too Faced. Acest ruj este de la Sephora, dar din păcate nu are o nuanță pe el. Tot de la Sephora, nuanța R20. Un mini ruj de la Dior în nuanța 536. Russian Red de la MAC, un ruj roșu. Tot de la MAC, rujul Rose Pink Plate. Și tot de la MAC, rujul Girl About Town. Am un mini chubby stick de la Clinique în nuanța 07 Super Strawberry. Desigur, balsamul meu de buze preferat, Honey Trap de la Lush. Un ruj de la Sephora, care tocmai s-a topit în mâinile mele pe aici și m-a murdărit. Este un ruj
ușor portocaliu, creionul de buze de la Rimmel în nuanța Spice, creionul de buze de la MAC în nuanța Red, creionul de buze de la Rimmel în nuanța Red Diva, de la MAC un creion în nuanța Hip and Happy, tot de la MAC, tot un creion în nuanța Soar, două creioane de buze la fel de consumate, nu știu de ce, de la Sephora în nuanța 138. Și creionul de buze pe care îl port cel mai des este de la Rimmel și este nuanța 049 Natural. Un set de mini glossuri de la Sephora. Nu știu sigur dacă se pot cumpăra astea, le-am primit cadou de la Sephora de ziua mea. Și ultimul produs este un balsam de buze de la Burt's Bees Mentolat. Și astea sunt toate produsele de buze pe care eu le dețin. Sper că nu v-a zăpăcit acest clip și vi s-a părut interesant. Ne vedem vineri cu un nou clip legat tot de Makeup Collection. Până atunci, desigur, putem să ne vedem pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram și să-mi puneți întrebări pe AskFM. Și desigur, ne vedem zilnic pe canalul meu de vloguri zilnice pe care l-am linkuit în bara de descriere. Pa, pa!